Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice va primi în acest an mai puțin bani de la bugetul de stat. Suma a fost redusă de la 52 la 44 de milioane de lei. Rectorul Academiei, Victoria Melnic, susține că finanțarea a fost redusă după ce a fost modificată metodologia de calcul. Evident, el este mult mai mic și va trebui să optimizăm anumite cheltuieli. Vom vedea de unde, dar probabil vom fi nevoiți și să revizuim și planurile didactice și asta de acum poate să se răsfrângă și asupra calității studiilor și asupra numărului de ore care au profesorii și care le predau studenților. Victoria Melnic spune că majorarea contractelor studenților nu va fi o soluție, întrucât marea majoritate a cursanților sunt pe locuri de la buget. În schimb, dacă normele didactice vor fi reduse, ar putea fi modificate și salariile angajaților. Normele didactice au fost aprobate pentru anul de studii. Deja pentru prima jumătate de an, nu cred că vom vedea de unde vom putea să facem economii. Dar de acum, pentru a doua jumătate de an sau începutul anului academic următor, probabil vom revizui și planurile didactice și anumite norme ale profesorilor. Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării susțin că diminuarea resurselor financiare este cauzată și de reducerea numărului de studenți. La Academie, în ultimii 4 ani, acesta a scăzut cu aproximativ 25%. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice învață în jur de 800 de tineri la 26 de specialități.